Săptămâna trecută, cifra infectărilor cu SARS-CoV-2 în capitală a depășit pragul de 100.000, aceasta menținându-se în continuare cea mai mare din țară. Partea bună este că, pe zi ce trece, crește cota celor vindecați. În prezent, ponderea persoanelor tratate este de aproximativ 91% din totalul cazurilor înregistrate de la începutul pandemiei. În capitală au fost înregistrate până acum 101.900 de persoane confirmate pozitiv cu noul coronavirus. Cei mai mulți pacienți au fost tratați acasă. În tratament la domiciliu cu forme ușoare ale infecției COVID sunt înregistrate 71.609 pacienți. În ziua de raportare, sub supraveghere, sunt 5.026 de pacienți. Ca situație în spitalele municipale, deci la 1665 de patru spitalicești și 204 de triaj, la ziua de ieri erau internați total 1263 de pacienți confirmați COVID-19, dintre care 59 de pacienți în stare foarte gravă, 558 de pacienți în stare gravă, 622 în stare medie. Autoritățile menționează că sunt suficiente locuri în spitale, iar situația nu este atât de critică. Astăzi facem față. Au fost situații mai complicate la începutul lunii martie, dar și atunci, prin coordonare cu instituțiile spitalicești republicane, am gestionat această situație. În Chișinău, situația este gestionată. Menționăm că în Chișinău au fost permise ieșirile în parcuri și pe terenurile de joacă în perioada stării de urgență, dar cu respectarea măsurilor de siguranță. Totodată, până la sfârșitul lunii mai, Republica Moldova va fi în stare de urgență. Decizia a fost adoptată săptămâna trecută de Parlament în urma unei solicitări făcute de guvern. Hotărârea oferă atribuții speciale Comisiei pentru situații excepționale, care, în funcție de evoluția situației epidemiologice, va emite dispoziții în vederea punerii în executare a mai multor restricții. Printre acestea se numără stabilirea unui regim special de traversare a frontierei și a unor reguli de circulație în țară. De asemenea, la nivel regional, fiecare comisie teritorială are dreptul să vină cu modificări, de exemplu de a institui stare de carantină, de a stabili un regim special de activitate pentru întreprinderi și instituții.